Ei bine, da, vom afla despre acest spectacol de musical al Teatrului de Musical Ion Dacian, împreună, bineînțeles, cu Daniel și cu Victor, care le urăm bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața! E rău să te schimbi? Asta e întrebarea mea de astăzi. Depinde în ce constă schimbarea. Conform personajelor noastre, e bine. Pentru că noi așa vrem să schimbăm partenerul după chipul și asemănarea noastră, ca să zic așa. Da, e o comedie cu umor. Desigur că o comedie trebuie să aibă umor, dar și cu ironie și cu autoironie. Vorbim despre dragoste. Despre dragoste acum, mă rog, nu prea se vorbește public. Ne place să facem așa, să intrăm în viața intimă a personajelor și să vorbim despre ce nu spunem când, sau ce gândim de fapt în sinea noastră despre partenerul cu care suntem la primul date, de exemplu, și despre care nu ne place. Dar noi așa nu o spunem pe față, în schimb o spunem cântând către public. Și asta faci, îi dă o savoare spectacolului nostru. Aha, deci noi suntem martori la gândurile personajelor. În unele scene, da, pentru că spectacolul nu are un parcurs neapărat, nu are o poveste care începe și se termină la sfârșitul spectacolului, ci are mai multe povești, prezintă mai multe povești, inserturi de viață, din viața de cuplu. Și sunt multe personaje. De la prima întâlnire, exact. De la pregătirea pentru prima întâlnire, până la nuntă, primul copil. Avem 8 actori care interpretează aproape 50 de personaje, se schimbă și e destul de dinamic de altfel. Nu știu de ce, dar am senzația că tu te pregătești pentru prima întâlnire în spectacol, așa că... Eu mă întâlnesc pentru prima despărțire, să știi. Ca să dăm un mic spoiler, avem o cină cu părinții în care anunțăm că ne despărțim. Vai, și mama... Am dat spoiler, gata. Și pe mama soacră o cheamă, auziți? Nu știu. Care-i gluma? Aduceți cartonașele alea, v-am rugat frumos să aduceți cartonașele. De ce că asta cartonașe e deja... galbene pentru glume neînțelese? Credeam că noi o să primim cartonașe. Nu. Nu știți când mergeți la masă cu familia și nu știți cum să o strigați pe mama soacră și spuneți, auziți? Pe mama soacră că m-a auzit în toate familiile. De ce n-a spus că e glumă că m-aș fi toți mulțumim pentru explicație. Știi că mă regăsesc, că și eu am glumele mele interne pe care... Nu le înțelege nimeni. De multe ori Victor zice, nu cred că a înțeles, dau replici din spectacol, spectacolele pe care oamenii nu le cunosc și nu zic, stai că asta e dintr-un spectacol. Ei, side-ul nostru. Da, de fapt, Victor face... o să se pună cartonașele mele. El face PR. Merci. El face PR, voi nu v-ați prins. Da, adevărul e că facem și PR, pentru că noi suntem o asociație mică, într-adevăr jucăm la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, dar de fapt spectacolul e făcut de asociația Creas, adică noi doi, și spectacolul, mă rog, în asociație facem de toate, de la, sigur, regizăm spectacolul, am produs spectacolul, dar facem și PR, ne trezim că facem și, mă rog, PR comunicare, dar... Dacă îmi permiți o paranteză, cam... La asta se rezumă actorul în 2024, self-marketing, adică ești cam pe cont propriu și te promovezi. Sigur, toate și ești puțin antreprenor și vrei să faci lucruri, să faci proiecte culturale. Noi scriem proiectele, de fapt. Mă rog, devii și director de marketing, devii exact, și social media specialist, social media director pentru propriul tău spectacol. Trebuie să înveți să faci montaje, reel-uri, exact, TikTok-uri, pentru că, iată, încercăm, noi vrem doar să jucăm, dar trebuie să facem și TikTok-uri ca să promovăm și jucăm. Și să fim funny și uneori obositor, să fim mereu funny. Și uneori nu ne ies glumele. E bine. Și auziți? Vreau să știu. Uite, înțeles, Dani. Vreau să știu cum vă împărțiți. Care este mai creativ pe social media? Cine se ocupă mai mult de partea de, nu știu, vânzări, intrat efectiv în sala de spectacol, ține legătura? Sunt lucruri care cumva sunt făcute și de către colegii noștri din teatru, cum ar fi partea asta cu biletele, cu intratul în sală și mai departe. Dar ce ține de comunicare, împărțim în principiu. Daniel postează, eu fac campanii, de exemplu, campaniile promovate, le fac eu, le setez. Am mai avut și colegi care ne-au ajutat. Am avut la un moment dat colaboratori, mă rog, care se pricepeau mai bine decât noi. Și am furat meseria. Am vrea să avem, sincer să fim, chiar căutăm să ne extindem echipa, să facem o echipă mai mare. Dar, culmea, nu găsim oameni, nu găsim neapărat... care să înțeleagă exact targetul pentru publicul spectator. Cum atragi fix publicul spectator? Că...
Deși ați spus că asociația CREAS este formată din voi doi, aici am văzut o distribuție destul de stufoasă pentru acest spectacol. Le-am zărit pe Tania Popa, pe Corect. Silviu Mircescu, pe Mihai Bisericanu, cred. Corect, da, Leticia Vlădescu. Avem colaboratori. Exact. Cum s-a creat acest spectacol încă de la casting, să zicem, de la formarea distribuției? Păi, în primul rând, am căutat actori care să cânte, pentru că teatrul muzical se face cu actori care cântă. Exact. Fiindcă jucăm la teatrul de operetă, am luat și în distribuție și colegi de la teatru, mă rog, care sunt soliști vocali, cum este Amelia Antoniu. Am luat și dansatori, Relu și Sabina, și am făcut o echipă de 8 actori, mă rog, 8 interpreți și 2 dansatori. 3 instrumentiști. 3 instrumentiști, exact. Totul live. Am căutat omul potrivit pentru rolul potrivit. Așa am ales distribuția destul de colorată, vârste diferite, tipologii diferite, pentru că sunt, cum ziceam, 50 ceva de roluri, așa a trebuit să căutăm ce roluri din cele 50 se potrivesc pe omul acesta, ce se potrivește pe celălalt, unde sunt amplauri, unde sunt contra-amplauri, plus vocal, desigur că e complicat, într-adevăr. Vocile oamenilor se împart în voci de bariton, de tenor, la băieți, de sopran, voci mai înalte, mai joase, în fine. Și un om nu poate să cânte totul. Și atunci trebuie să jonglezi, să cauți, să dai audiție, să asculți și iar să asculți. Da, și mi se pare că cel mai greu a fost castingul pentru roluri pentru acest spectacol, dacă să știi că ai dreptate. Ai dreptate. Ai investit o grămadă de timp. Da. Verde, George, am Așa este, că am o vară întreagă sau tot am tot dat audiții, ne-am tot gândit că nici n-am vrut să chemăm oameni care n-ar avea nicio șansă reală. Atunci, cumva am căutat să stocărim, ca să zic așa, actorii, să vedem cine cântă, ok, cum cântă, ce zonă de voce are, ce zonă de paletă de interpretativă are și așa mai departe. Am tot căutat. În general, cum să spun, găsești cam greu actor care cântă și n-a fost nici foarte greu. Din păcate, școala din România nu pregătește actori de musical încă. Sper să se schimbe asta. Există doar un master pe zona de musical. Un master, iar cel puțin acum ceva timp pe vremea mea, chiar cu Mihai Bisericanu se făceau cursurile de canto. E adevărat, știu. Mihai nu mai este acum în facultate, dar sper să se schimbe asta, pentru că e nevoie nu doar de un master, e nevoie de o licență, din punctul meu de vedere, e nevoie de un timp de antrenament îndelungat. Prin asta diferențiez master sau licență. Un timp îndelungat de antrenament specific acestui gen de teatru. Canto mult, dansuri multe, cursuri de dans, adică la asta mă refer. Și, sigur, integrarea acestor elemente în jocul actorului, pentru că nu e suficient doar să cânți, dar trebuie să te exprimi de fapt, să-ți exprimi sentimentele cântând. Și atunci e un pic o altă meserie. E total altceva și, uite, Bogdan joacă, eu cânt, dar între noi doi această graniță e destul de bine delimitată. Eu nu m-aș urca pe scenă ca actriță. Dar sunt convins că dacă te duci la o școală specifică și cu cursuri specifice care să ți învingă tracul, să te învețe cum să faci ca vocea să fie de fapt instrumentul actorului, și notele muzicale să fie gândurile personajului tău. Sunt convins că după ce înțelege niște mecanisme, zice: "A, păi pot să fac asta." Și sincer să fiu, te-aș invita să faci asta. E o provocare. Da. Noi vă mulțumim în primul rând că ne-ați invitat la spectacol, pentru că avem nevoie să ieșim din case. Ne bucurăm noi că o să fiți, sper să fiți mâine seară, dacă nu mâine seară o să mai jucăm și pe 31 mai. Sunt ultimele două reprezentații din anul acesta, din sagiunea aceasta, pardon. Apoi vom intra în vacanță, deci avem 11 mai și 31 mai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Te iubesc, te vreau, dar te schimbi. Mulțumim tare mult, Daniel Victor. Eu m-am gândit, Bogdan, ce fac. O iau așa pe... Nu. Mai stau un pic. Bun. Stai să mă mușe cartonașe verzi să prind curaj și după aia. Mă duc pe Galea Victoriei, mă plimb, mă opresc la Sophisticate, mă opresc la Ion Dacian, că e așa... Și uite, un weekend complet, mai ales că e ultima zi a săptămânii acum. Mă duc la maraton la 2,5 km, uite ce program frumos. Și în viitor aștept un nou film, pentru că iată cunoscută pentru roluri de femei independente, Kate Winslet, laureata Oscarului, nu se dezminte nici de data aceasta. Iată că în ultima producție actrița interpretează rolul lui Lee Miller, un fotograf de război care documentează evenimentele și efectele celui de-al doilea război mondial. De la film